Este scris, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Afirmând aceasta că Iisus Hristos este Domnul, Tatăl este slăvit, binecuvântat să fie în veci. Și binecuvântat să fiți toți cei prezenți aici. Amin. În cartea profetului Osea, la capitolul 6, este un apel. Citesc versetul 1, care aș vrea să fie motivul a ceea ce voi arăta din Scripturi. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Și poate credeți dumneavoastră că sunteți întorși și sunteți pocăiți, așa-i? Dar scrie în Biblie că Petru, după ce a făcut Domnul prin el minuni și a umblat pe ape, i-a zis, și după ce te vei întoarce, haideți să ne cercetăm astăzi dacă suntem cu adevărat pocăiți, că noi impresii putem să avem și afirmații putem spune. Aici este scris că El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. În perioada asta, că săptămâna asta s-a împlinit 2 ani și jumătate de când soția a căzut bolnavă, am constatat amândoi că a trebuit să ne pocăim mai mult. Dar credeți și dumneavoastră să vă pocăiți împreună cu noi. Și aș vrea să luăm ca model biblic de întoarcere la Dumnezeu pe regele Iosia. Deschideți cu mine la 2 Cronici, capitolul 35, și apoi vom merge în împărați, dar de aici vreau să luăm ceva. Mai întâi 34, citesc de la versetul 1. Vreau să le spun ceva repede la copii și la tineri, un calcul foarte scurt, ca să știm de ce vorbim. Avea 8 ani când a ajuns împărat, da? Versetul 3, în al 8-lea an al domniei lui 8 și cu 8 în 16, deci la 16 ani a început să caute pe Dumnezeu tatălui său David. În al 12-lea an, deci 4 ani de căutări și la 20 de ani s-a pocăit. Încât, scrie în versetele următoare, a început să facă ordine în viața lui și în țară. Dar, scrie apoi în versetul 8, că în al 18-lea an, când s-a găsit cartea și au citit în ea, s-a sărbat Paștele cum nu s-au mai sărbat niciodată. Și trecem acum la textul din 2 Împărați, capitolul 23, și citesc versetul 21. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor, prăsnuiți Paștele, în cinstea Domnului Dumnezeului vostru. Vă rog, rețineți, dragi tineri, asta e o poruncă de la unul tânăr. Avea 26 de ani când a poruncit. Și scrie aici că a poruncit întregului popor că cea mai frumoasă vreme este să te întorci la Domnul să faci reformă undeva în jurul lui 20 de ani, cu plus minus, cu început la 16, finalizat la 26. Haideți, repet, să ne cercetăm și din versetele astea de la 21 la 25, din fiecare verset să luăm câte o învățătură cu noi. Deci nu uitați, a fost o poruncă dată de un tânăr. A fost referitor la Paște și întreb, cina Domnului e mai mare decât Paștele? Cu cât e mai mare Domnul decât Moise, cu atât e mai mare. Citeți versetul întreg. Împărat a dat următoarea poruncă întregului popor. Prăsnuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru. Și acum atenție, ideea care o luăm de aici. Cum este scris în această carte a legământului? S-a găsit o carte. Și vă vedem cu cartea că har Domnului în vremea noastră sunt. Și mulțumim Domnului, întărește ce spunea fratele, pentru traducerea Dumitru Cornilescu. Folosiți-o, cumpărați-vă Biblie să aveți rezerve. Va veni vremea când Biblia asta cu greu se va mai tipări. Se promovează alte traduceri. Împăratul acesta, când s-a citit din carte,
Ascultați-mă ce atitudine a avut. Capitolul 22, versetul 10. Șafan a citit înaintea împăratului, când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii și a sfâșiat hainele. Era în vremea aceea semnul cel mai zdrobitor de smerire. Și era rege. Și scrie aici, în mesajul care a fost dat prin prorocița Hulda, versetul 19, pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Dumnezeu ne vede ce atitudine avem când se citește din cartea asta. Dacă noi trimitem un mesaj, cum este acum, electronic, sau o scrisoare, cum era mai clasic, sau o carte a unui autor, cum credeți că ar vrea el să fie citit acel mesaj, cel ce l-a transmis expeditorul? Da, poate ne trimite cineva un mesaj și noi dăm un ștergere, nici nu mai citim, sau am mai văzut așa ceva. Că celălalt nu ne vede, nu știe ce atitudine avem, dar Dumnezeu ne vede. Când se citește din Biblie la adunare, să socotim că e locul cel mai sacru, că e adunat poporul Domnului, prezența lui aici, dar și când citim în particular sau acasă, ce atitudine avem, cât contează pentru noi ce-i scris. Nu uitați, Dumnezeu ne-a lăsat o carte binecuvântată. Scripturile Dumnezeu a poruncit să se scrie. Și prin harul lui Dumnezeu a ajuns până la noi. Haideți să avem o atitudine de respect față de Dumnezeu și față de Cartea Sfântă. El a fost împărat. Și știți cum a procedat unul din fiii lui? Spune Scriptura în cartea profetului Ieremia. Vă citesc din capitolul 36. S-a găsit din nou cartea. Adică era vorba de o carte scrisă profețiile lui Ieremia. 36:23, după ce a ieșit Yehudii 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni unde a fost arsă de tot. Dar, poate spune cineva, frate, dar niciodată nu ne-am gândit să aruncăm Biblia. Da, știu, asta o fac alții care își vor primi o sânda, dar mă întorc paginile până la cartea profetului Ezechiel, capitolul 33, versetul 30, și aici mă refer la Scripturi și la mesajele care vin prin Duhul Sfânt. Copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri, pe lângă ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratele său, veniți dar să ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca poporul al tău ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, cu glas frumos și scusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Pentru că împlinirea pleacă mai întâi de la atitudinea cu care primim cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să-l primim, așa cum vă citesc din Iacov, capitolul 1, de la versetul 21. De aceea lepădați orice rele curăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar, de-am fi ca cei din Berea, acasă să reluăm textele de la adunare. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobojenii și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Amin. Deci am putea spune că sunt atitudini de revoltă fățișă, de indiferență sau și numai de uitare, toate zrele. Dar cea mai binecuvântată stare este
să ne proșternem înaintea Domnului și să știm că Dumnezeu ne vorbește ca să-L ascultăm și să împlinim. Amin. Versetul următor, 2 Împărați 23 cu 22. Paște ca acestea nu se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Rețineți, de la Saul și până la Iosia, că regatul de nord nu mai era, erau deja robie, așa ceva nu se mai petrecuse. O adevărată întoarcere la Domnul nu-i după modelul altora, nici chiar dacă au fost și ei credincioși, ci este după cum e scris. Adesea întâlnim motivații că nici alții nu procedează altfel și sunt și ei pocăiți. Dar iată că Scriptura notează. De ce alții n-au împlinit? Că în acest interval a fost un David, un Solomon. Nu-i datoria noastră să-i judecăm pe alții, datoria noastră să facem noi după cum este plăcut înaintea Domnului. În vremea lui David nu era templu, am putea spune, nu chiar se putea organiza așa, au fost războaie, au fost frământări. Alții n-au știut, aici ei au citit, s-ar putea alții să nu aibă cunoștința care o avem noi. Dar a nu ne întoarce la Domnul, a nu-L asculta după ce ne vorbește, după ce știm cum să facem, de asta am fi tare vinovați. Mi s-a întâmplat prin unele adunări și aud spunând, nu ne-a învățat nimeni, frate. Dar aici Domnul ne-a vorbit și prin cuvânt și prin prorocie, ne-a vorbit de nenumărate ori. O, de l-am asculta. Repet, nu luați ca model pe alții. Eram undeva în iarna asta și ne-a servit la masă și era acolo un brad împodobit. Și am zis gazdei, zic, dar ceva timp și trudă v-a luat până l-ați amenajat. Dar cel puțin la copii ceva timp să se uite la el și ceva atracție tot este așa-i? Și știți ce a zis beata soră? Dar fratele din conducere, spune, nu ai și dumneata? Dar asta ai înțeles din ce ți-am spus. Eu te-am întrebat dacă ți-a luat timp, dacă îi atrage pe copii și dumneata te ascunzi după fratele. Vedeți? E una din slăbiciunile o care îi păcălește diavolul pe sfinți, că și alții spocăiți. De ce alții n-ajung în rai? O, de-am asculta pe Domnul. Poate la alții Domnul le îngăduie. Dar pe noi ne vrea să fim cu inima curată, să ajute Domnul Biserica Betel să-i fie plăcută. Am vrea noi să se realizeze lucrările Domnului, dar haideți noi să-L ascultăm pe Domnul, să nu ne luăm după alții. Repet, nu-i treaba noastră să-i judecăm, spune Scriptura, de ce să judești tu, Romani 14, pe robul altuia, dacă stă în picioare sau cade. Noi să ne judecăm pe noi, scrie acolo, să nu facem nimic din ceea ce ar putea să fie pentru fratele nostru un prilej de cădere sau de slăbire și să slujim Domnului cu dragă inimă. Doamne, ajută-ne! Amin! Următorul verset, următoarea idee, versul 23. Și abia în al 18-lea an al împăratului Iosia au prăznuit aceste paște în cinstea Domnului Ierusalim. Altă greșeală care se produce e că așa am făcut și până acum, și doar am fost credincioși, că am încheiat legământ cu Domnul și până acum Domnul ne-a vorbit și în privința asta nu ne-a vorbit, nici la Iosia nu i-a vorbit. 18 ani nu i-a vorbit cum să țină Paștele. Până atunci Domnul a cercetat. Și am întâlnit oameni care spun, da, dacă acum modific, ce vor zice ceilalți? Dar iară ne înșelăm cu ce am zis noi și ce au zis alții. Vă dau ca exemplu cazul Apollo. Spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 18, versetul 24, la Efes a venit un iudeu numit Apollo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii, era tare în Scripturi. Era învățat, era cu un duh înfocat, învăța amănunțit, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan.
Aquila și Priscila l-au luat, i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu și după aceea a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Era putea să spună Apollo, mie Domnul nu mi-a descoperit până acum, dar tocmai acum îți descoperi. Până acum am citit despre George Mueller, acel englez de origine germană care a îngrijit mii de orfani. El a crescut într-o confesiune care practica botezul la copiii mici. Știți că sunt între luterani. Luther a spus că și Calvin că rămâne botezul la copii mici pentru pacea bisericii. Și ajunsese păstor și predicator și Domnul folosea și a misionat și a ajuns la convingerea că trebuie făcut botezul la majorat. Și și-a luat o foaie și a scris așa, a împărțit-o pe două coloane. Ce motive am să nu mă botez, ce motive am să mă botez? Și-a înșirat. Ce vor zice ceilalți? Dar până acum n-ai fost omul lui Dumnezeu? N-ai fost slujitor? Și-a adăugat și alte motive. Și în final a biruit motivul, dacă așa e scris și așa a cerut Domnul, așa voi face. Uneori ne-am șablonat și ne-am obișnuit cu un anume stil de pocăință și considerăm că ăsta e bun. Dar dacă Domnul vrea să ne învețe mai îndeaproape calea Domnului, ce-ar fi să practicăm asta? Poate spune vreo soră, eu așa am umblat îmbrăcată până acum, așa am practicat, mie Domnul nu mi-a vorbit până acum. Dar dacă vrea acum Domnul să-ți vorbească și să te lămurească, să umbli îmbrăcată cuvincios, să începi să dai naștere la copii, să slujești Domnului așa cum se cuvine, cine știe în al câtele an? Ăsta e îndurare de la Domnul să ne vorbească și să ne ajute să ne apropiem de El. Amin? Versetul următor. Altă idee. Asta e mai importantă. 2 Împărați 23, versetul 24. Și începe frumos cu cuvintele. Mai mult. Iose a stârpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idoli și toate urăciunile care se vedeau în țara lui Iuda și la Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvinte legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Adică nu-i mulțumi Dumnezeu numai cina Domnului sau anumite activități să fie după lege, în cazul nostru după Scripturi. Și vrea Domnul după Scripturi să corectăm toate domeniile vieții noastre. Amin? Am fi noi gata să facem ordine în toate domeniile? Vă las ca temă pentru acasă, că vreau să închem la timp optim. Să citiți, dar vă rog rețineți, de aici din 2 Împărați 23, câte a avut Iosia de pus la punct de îndepărtat. Și a început de la templele făcute de Solomon, de la toate la rând și în casa Domnului și a îndepărtat-o și asta și cealaltă și cealaltă. Cum bine ar fi în vremea noastră, așa dacă ar fi în domeniul muzicii, să se facă ordine și tobele să fie reduse pe cât se poate aproape la tăcere și să se scoate negativele. La noi mulțumim Domnului că nu au intrat, deși s-ar fi vrut să intre, să se îndepărteze cu sărbători de onomastice, cu alte zile, cu fel și fel de distracții, cu mese pe la mall, cu ieșiri prin oraș, pe la pizza, cu pierdut vremea, pe la sport, cu filme, cu Facebook. Doamne, nu știu câte ori fost de îndepărtat, mai multe atunci sau acum. Și până atunci făcuse încă o curățire la 20 de ani. Și când a citit, a intrat mai adânc. Și uitați-vă, dumneavoastră, cât i-o curățit la 20 de ani și cât i-o trebuie să curățească la 26. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Dumnezeu are ceva cu biserica noastră. El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va da viață, dar nu fără să ne întoarcem la Domnul. Pe înțelegerea mea, la noi este focul Domnului în tabără. Că Dumnezeu vrea să se sfințească poporul. O, de ne-am întoarce la Domnul. În toate privințele, aud pe câte unii spunând, ei, asta nu mă fie păcat. Păi dacă asta ai descoperit că e păcat, asta dă-o afară, mâine îți descoperi Domnul altul.
sau îți vorbește într-un fel anume, te cercetează în toate privințele. Urăciunile acestei idolatri, Dumnezeu să ne ajute. Recapitulez, ca apoi să mă pot opri cu toate înmănunchiate la ultimul verset. Deci Iosia, când s-a citit din carte, a știut că vorbește Dumnezeu. Nu l-a interesat cum au făcut alții, că nu alții sunt modelul. Dumnezeu ne-a dat modelul. Nu l-a interesat cum a făcut el până atunci. Nu, cum i-a scris. Și a vrut să pună la punct, după ce i-a scris, toate. A îndepărtat toate lucrurile rele. S-a profețit despre el, s-a zis, știți mesajul, se va naște un fiu a casei lui David. Numele lui va fi Iosia. Cred că Dumnezeu a așteptat cu drag să se nască. Că aștepta Dumnezeu să se facă ordine, că din vremea lui Solomon s-a făcut templu, dar alături s-au făcut și celelalte. Și Dumnezeu, în gelozia lui, nu se poate, când se uita la templu, nu le vedea și pe celelalte. Și când a văzut acum cum se face ordine în jur, să facem noi ordine, că oricum va face Dumnezeu la gata. Spunea un botezătorul, Domnul își va curăți aria cu desăvârșire. Și dacă nu o curățim noi, ne va arde și pe noi. Și spune ultimul verset la care mă opresc, 25, înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el. Și acum, secretul pe care vreau să-l punctez, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Numai atunci vom fi stare să ținem cont de ce e scris, să nu ne luăm după alții, nici după trecutul nostru, și să facem ordine în toate, când ne întoarcem la Domnul cu toată inima. M-am uitat în cartea Deuteronom. Deuteronomul este un studiu ținut de Moise înainte de moarte. Scrie de cel puțin 7 ori le-a zis, din toată inima. Mă bucur că măcar urmașul lui Moise, Iosua, scrie în Biblie, în cartea sa, a făcut-o din toată inima. Citea tot, împlinea tot. De-aia scrie mai târziu în Nemia 8 că Ezra a mai făcut așa ceva și s-a întors până la Iosua. Nu trebuie să se întoarcă până la Moise, că de la Moise la Iosua, Iosua le-a dus în regulă. În Noul Testament scrie, vă citesc din Coloseni, capitolul 3, spune Apostolul Pavel, versetul 23, orice faceți, să faceți din toată inima. Și adaugă el, ca pentru Domnul. Dar spuneți-mi, avem voie să facem ceva nu ca pentru Domnul și nu din toată inima? Dar încă o întrebare mai profundă. Când nu-i din toată inima, ce-i cu restul de inimă? Scrie în Biblia, în 2 Împărați 10, despre Iehu, 31, cred, verset, zice că n-a căutat să umble din toată inima după legea Domnului. Până la un moment dat a avut o râvnă, așa, potrivit stilului său. Dar la un moment dat s-a potolit și n-a fost din toată inima. Scrie în Biblie, în 2 Cronici 25, despre Amasia, că a făcut ce place Domnului, dar nu cu toată inima. Și drept dovadă că nu cu toată inima, scrie acolo la versetul 14, când s-a întors de la înfrângerea edomiților, a adus alți dumnezei. Ce nu-i toată inima pentru Domnul e ceva idolatrie, e lume, e păcat. Și Dumnezeul nostru care ni s-a dăruit, ne-a dăruit pe Fiul Său și ne dăruiește toată veșnicia, ne vrea, cum zice Proverbe, Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Așa că, tineri dragi, frați și surori, haide să-L căutăm pe Domnul cu toată inima. Să se poată spune, nu știu cum și ce se scrie în cer despre noi, dar să se spună, o biserică în secolul 21 s-a hotărât să caute pe Domnul din toată inima. Și bine ar fi, cum scrie în vremea lui Asa, 2 Cronici 15, de bunăvoia lor l-au căutat pe Domnul și l-au găsit.
Și mai scrie tot acolo în 16:9 că Dumnezeu se uită din cer și ascultați-mă ce vă citesc. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Doamne, ajută-ne! Și ultima atenționare. Știți că Iosif a făcut mai apoi o greșeală? Când a întrebat pe Domnul, s-a angajat într-un război. Adică noi trebuie să ne predăm Domnului cu toată inima și chiar și după aceea să fim vegheatori. Că scrie în Corinteni 10 că astea spilde pentru noi și cine stă în picioare să ia bine seama, să nu cadă. Doamne, ajută-ne! Îți deschidem astăzi inima, suntem gata să facem curățenie în orice domeniu. Și la cina asta vrem să stăm cum n-am stat vreodată. Vrem să ne mărturisim înaintea ta, vrem să te ascultăm, vrem să prețuim, să înălțăm jertfa și sângele tău, valoarea care a fost dată. Și apoi ajută-ne toată viața să rămânem în veghere, până când vom auzi trumbița sau până vom închide ochii, ca să fim ai Domnului, nu pentru mii și milioane de ani, ci pentru o veșnicie. Merită să dăm toată inima pentru o veșnicie. Merită să-L slujim pe Domnul. Să mai avem rezerve, vreun colțișor a inimii noastre aparține lumea acesteia, urii sau păcatului sau vreun alt viciu. Să ne ajute Domnul, dincolo de modelul lui Iosia, viața Domnului Iisus Hristos să fie modelul nostru suprem și Tatălui să-i slujim și, cum zice la Iuda, și Cel ce poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, a Lui să fie slava în veci. Amin.